Bună, eu sunt Cozinia, iar azi îți voi arăta cum să folosești algoritmul de grupare. Pentru început vei avea nevoie de o bază de date. Eu am deja aici o bază de date cu anumite valori. Aici avem nume YouTuber, număr clipuri, număr abonați și număr de vizualizări. Sunt așa puse la întâmplare. Al doilea rând, o să șterg chestia asta de aici, ca să nu vă deruteze. În al doilea rând, vom alege la întâmplare doi centri, nu știu, îi dăm un nume, centru 1. Așa. Și cel de-al doilea centru, nu știu, să vedem dacă avem unul cu 16, să alegem unul cu 22. Cam acesta este primul pas. Pentru al doilea pas, vom calcula valoarea absolută dintre cei doi centri și valorile, toate aceste valori. Așa că pentru început vom face un absolut pentru centrul 1. Formula e cam așa. Primul, B2, minus C1 și blocați. Pentru că nu o să le scriu manual pe fiecare, o să-l blochez cu semnul dolarului în față și după B. Plus aceeași valoare, sau puteți să scrieți un absolut în care să le cuprindeți pe toate. Un alt absolut. Acum C2 minus C8. Partea asta e destul de grea, pentru că trebuie să faci toate chestiile astea manual, dar e ok. Încă un absolut pentru ultima valoare. D2 minus D18 și tot la fel aici punem în față. Cam așa, cam asta e prima valoare. Acum, ca să nu mai scriem pentru fiecare, doar tragem în jos. Nu știu dacă ați văzut mișcarea, dar e destul de simplu. Și același lucru facem și față de al doilea centru. Am să scriu aici ABC2. Același lucru, sau puteți să nu mai selectați direct de aici, să scrieți ABC și e ok. ABS, același B2, de data asta minus B19, adică practic ne mutăm doar cu un rând mai jos, e destul de simplu. Așa, plus, exact la fel, ABS, C2 minus C19. Opa. Punem aici semnul dolarului. Pentru ultima dată, ABS D2 minus D19 parte asta. Opa. Cam așa, și pentru cea de-a doua valoare. La fel, tragem în jos, cam astea sunt valorile. Iar acum, trebuie să vedem care dintre ele e mai aproape de cei doi centri. Adică, dintre astea două, care e mai mare. Păi, în cazul ăsta, C1, 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 aparent majoritatea sunt C1, ăsta e C2, C1, C2. Chestia asta se poate face și prin if, dar mi s-a întâmplat de multe ori ca if-ul să nu meargă, așa că mai bine faceți manual. E destul de greu, dar e ok. C2 și ăsta tot C1.
Acum, pentru a le calcula mult mai ușor, vom vedea care sunt C1 și care sunt C2. Ăsta e un C2. O să-i dăm o culoare ca să le evidențiem. Unde mai avem C2? Deci ăsta e, ăsta e. Așa, ăsta e. Și ăsta. Ok, cred că le-am luat toate. Da. Acum, pentru valorile, hai să le numim D1 și D2. Pentru D1 vom calcula average. Practic, da. Vom face suma a tot ce avem aici. Să zicem că facem pentru prima. B6 plus B8 plus B10 plus B14, enter. Și acum vom duce așa, pentru a calcula valorile pentru C și pentru D. Vom face același lucru și pentru D2, doar că de data asta, tot cu average aici de față, vom calcula pentru cele care nu sunt evidențiate, adică B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B7, B9 și așa mai departe, toate până la B15. Opa. B15, enter. Facem exact același lucru. Acum vom calcula valoarea absolută pentru D1, respectiv valoarea absolută pentru D2. Exact aceeași formulă, doar că vom schimba aici centrii. Dacă vreți, puteți să copiați direct ăsta de aici. Îl copiați, îl puneți aici și doar schimbați B18 cu B21. Eu aleg varianta asta pentru că e mult mai simplu. Deci să le stau să le scriu pe fiecare. Cam așa. La fel, până jos. Același lucru. Doar că aici B22. C22. Respectiv D22. Ok, la fel. Vedem care este mai mare. Cam mai devreme, aici este D2, tot D2, tot D2 și aici tot D2. Câte văd eu până jos. D2 e mai mare. Și, opa. Selectați mai multe, pentru că dacă o să selectați unul singur, o să le numere doar. În cazul ăsta, la mine toate sunt mai mari, așa că algoritmul meu a ajuns la sfârșit. Toate valorile sunt mai apropiate de centru 2 decât de centru 1. Sper că v-a plăcut acest videoclip și ne vedem la următorul. La revedere!